O țară din Uniunea Europeană urmează să lanseze pe piață o bagnotă cu totul inedită, cea de 0 euro. Desigur, acești noi bani sunt doar un proiect comemorativ prin care autoritățile doresc să marcheze un mare eveniment istoric. Potrivit unor informații, se pare că țara în care vom putea scoate din portofel noua bagnotă de 0 euro este în Franța. Autoritățile de la Paris doresc ca prin acest gest inedit să marcheze un eveniment care a salvat la propriu destinul lumii întregi. Se vor împlini 80 de ani de la debarcarea din Normandia, a cărui succes a garantat victoria aliaților în cel de-al doilea război mondial. Se pare pare că pe noua bagnotă de 0 euro sunt figurate diverse fotografii vechi. De la acest eveniment istoric, cât și un afiș ce a pus pe străzile Londrei în anul 1940 din ordinul generalului francez Charles de Gaulle. Trei date importante din această perioadă tulbure sunt înscrise pe bagnotă. 18 iunie 1940, 6 iunie 1944, cât și 8 mai 1945. Potrivit informațiilor, se pare că noua bagnotă comemorativă este produsă în 3000 de exemplare iar această bagnotă nu este deloc doar o simplă curiozitate. Ea va conține codurile de securitate, filigrame și numere unice de serie, la fel precum o bagnotă adevărată. Toți cei interesați să cumpere această bagnotă atât de specială, care amintește lumii de un moment extrem de important din trecutul nostru, o pot face chiar la un preț extrem de mic. Se pare că bagnota de 0 euro va putea fi cumpărată de către publicul larg, începând din luna februarie acestui an, cu prețul de numai 3 euro. având în vedere că de puține astfel de bagnote Note vor fi emise, nu este exclus ca peste mulți ani bannota de 0 euro să valoreze o mică avere, relatează click.ro.